Vă salut, sunt Dani și împreună cu Anita Hightech vrem să vă arătăm detectorul de metale PulseDive Scuba 2-in-1. Acesta este un detector de metale cu puls inducție, ce are o adâncime de obicei mai mare decât a celor VLF. Este accesorul perfect, fie că aveți nevoie de un pinpointer sau de un detector de metale subacvatic. Se poate scufunda până la o adâncime de 60 de metri și funcționează perfect în apa sărată. Adică, dacă aveți nevoie de un detector de metale subacvatic, profesional, aveți nevoie de un detector cu puls inducție. Haideți să vă arăt câteva funcții și ce poate să facă. Pachetul PulseDive Scuba 2-in-1 conține următoarele. Valiză de protecție și de transport, ce protejează împotriva șorturilor. Înăuntru avem detectorul PulseDive Scuba cu bobina pentru scuba deja atașată, bobina pentru pinpointer ce se poate atașa, capac de protecție. În momentul în care ați dat jos o bobină, îi puneți capacul de protecție pentru a proteja conectorii. Capacul pentru detectorul submersibil este deja atașat și aveți și capacul pentru suprafață. Toc pentru prindere la curea, protecție pentru bobina pinpointer, cablu de date și de încărcare, cablu de fixare să nu se piardă, diverse garnituri de rezervă, manualul de utilizare în limba engleză, manualul de utilizare tradus în limba română, unde aveți tradus toate aspectele detectorului, și un ghid rapid și o bandă elastică. Componentele detectorului se atașează și se detașează foarte simplu. Ca să detașați bobina scuba, răsuciți și trageți. Și ca să atașați bobina pinpointer, aceasta se potrivește doar într-o singură poziție, introduceți și răsuciți. Capacul, în momentul de față este atașat capacul pentru submersie, se răsucește, se trage și se atașează capacul pentru suprafață. Capacul pentru suprafață are găuri pentru difuzor, unde și se aude foarte bine. Capacul pentru submersie nu are găuri, oricum sunetul nu se aude sub apă. Acolo vă bazați pe vibrația detectorului și pe lumină. PulseDive Scuba vine în 3 pachete diferite. Aveți Scuba 2-in-1 ca detector subacvatic și pinpointer în versiunea galbenă și neagră sau versiunea doar pinpointer, fără bobina de scuba, ci include tocul de curea și protecția de plastic. Este același aparat, diferența este doar de accesorii. Prima oară pornim detectorul. Acum este gata de detecție. Pentru a reacorda detectorul sau a-l calibra la orice tip de teren, apăsați butonul de pornire, o apăsare scurtă, reacordează detectorul la interferențele sau la orice tip de mediu, dacă primiți ceva interferențe sau bruieri de semnal. Pentru a ajusta sensibilitatea detectorului, apăsați funcție și A 4, nivelul 4 și când a ajuns la capăt la nivelul maxim, nivelul 5, va da un bip lung. Acum este la maximum de sensibilitate. Adică adâncimea maximă de detecție. Are o lanternă LED,
se aprinde la butonul A. Are trei moduri prin care prin care indică semnalul. Doar sunet, doar vibrații sau vibrații și sunet. Apăsați F, acum vibrații și acum vibrații cu sunet. Și detectorul va vibra și veți simți mult mai bine vibrațiile în momentul în care vă scufundați. Se poate activa modul dive, adică dacă notați cu detectorul, veți avea nevoie ca acesta să nu emită niciun pic de semnal, să nu detecteze în momentul în care nu îl folosiți pentru detecție, doar pentru un notat. Întoarceți bobina invers și apăsați butoanele F și A simultan. Și cât timp detectorul va avea bobina întoarsă invers, acesta nu va emite semnale. Dacă ați schimbat bobina, deci puteți să schimbați bobina detectorului de la cea de scuba la cea de pinpointer, va trebui să retunați sau să reacordați detectorul. Nici măcar nu trebuie repornit. Scuba are și o funcție de ajustare de semnal. Adică dacă porniți detectorul și primiți interferențe radio de la un alt detector de metale sau de la alte surse de interferențe electromagnetice, puteți să ajustați frecvența și să detecteze fără probleme, adică să elimine interferențele radio. Apăsați butonul F, țineți apăsat și porniți detectorul. Și acum va porni fără interferențe. Scuba mai are și o funcție în cazul în care ați pierdut detectorul și acesta a rămas pornit, va începe să emită bipuri după 5 minute. Adică dacă l-ați pierdut pe undeva, puteți să-l auziți după bipuri, după ce au trecut 5 minute. Prima oară mă asigur că am sensibilitatea la maxim. Acordez detectorul. Și pentru o monedă mică de aur, o monedă de argint, un bol mai mare, detectorul emite și pulsuri din ce în ce mai rapide pe măsură ce se apropie de țintă. Veți avea de obicei și multe mici gunoaie metalice pe care le puteți ignora, adică prima oară o să-mi sune peste ele, dar pot să reacordez detectorul peste țintă. Peste țintele mici, detectorul nu o să mai sune pentru semnalele de genul ăsta, dar o să-mi sune pentru țintele mai mari. Ca să reacordez detectorul la nivelul normal, ridic bobina de parte de metale și apăs reacordare. Anita Hightech este distribuitor oficial Nocta Macro și expediem detectoare în toată țara cu transport gratuit și verificare corect. Beneficiați de o garanție de 2 ani a aparatului și absolut orice problemă tehnică se rezolvă la noi.